Primăria Reșița vrea să creeze un mediu atractiv pentru investitori. Astfel, consilierii locali au adoptat în cea mai recentă ședință a forului deliberativ o hotărâre prin care investitorii beneficiază de o serie de înlesniri fiscale, dar asta dacă aleg să investească în municipiul de pe Bârzava. Reducerea de până la 80% este condiționată, bineînțeles, de o serie de aspecte, cum ar fi numărul de angajați și durata minimă a investiției. Am avut votate facilități pentru investitori, am copiat un model de la Oradea, de la parcurile industriale în Oradea și am votat diminuarea impozitelor pe care le plătesc în primele 36 de luni după ce se face o investiție masivă în oraș, legate de resursa umană angajată, de suprafața de teren pe care construiesc și de valoarea investiției pe care o fac. Cu alte cuvinte, dacă se fac investiții mari, se poate ajunge până la diminuarea impozitului cu 80%. Da? Repet, pe o perioadă de 36 de luni, sperăm să genereze interes pentru investitori acest lucru și să-i determine să vină în oraș.